Vera era o fată obișnuită, născută într-o familie de muncitori. Părinții ei munceau din greu pentru a-i asigura copilului o viață fără griji. Tatăl ei era mecanic, iar mama ei, învățătoare de școală primară. De la o vârstă fragedă, Vera a manifestat o atracție neobișnuită pentru învățătură, adesea fundându-se în cărți și enciclopedii, ceea ce i-a câștigat admirația profesorilor și a colegilor ei. Într-o zi, în timp ce se afla la biblioteca orașului, ea a observat un bărbat care o privea de la celălalt capăt al camerei. Era înalt, frumos și emana o anumită carismă care a atras imediat atenția verei. Vera, crescută în condiții de seră, s-a interesat imediat de bărbat. El se deosebea foarte mult de semeniei. Câteva zile mai târziu, bărbatul o aștepta la intrarea în bibliotecă. S-au cunoscut se numea Boris și era cu cinci ani mai mare decât ea. Cu timpul, Boris a început să-i acorde tot mai multă atenție, purtând conversații neforțate și făcând aluzii subtile la interesul său pentru fată. Mergeau adesea pe malul râului, vorbeau mult și împărtășeau planurile lor. Într-o zi, când Vera era concentrată pe pregătirea pentru examene, Boris s-a apropiat de ea. Cu mult curaj, a început. Vera, sper că nu te-am deranjat. Vera a ridicat ochii surprinsă. Deloc, Boris, ce s-a întâmplat? Boris a oftat adânc. Știu că am ieșit împreună de mai multe ori, dar astăzi vreau să te invit la o întâlnire. Vera a fost uluită, nu avea cuvinte, dar roșeața de pe obrajii ei îi trăda sentimentele. Boris, am nevoie de timp să mă gândesc. Am examenele pe cap. Boris a tăcut. Desigur, Vera, nu te grăbi, voi aștepta cât va fi nevoie. Zilele s-au transformat în săptămâni. Fata a trecut cu succes examenele, dar gândurile despre Boris îi umpleau mintea și îi încălzeau inima. A decis să facă un pas înainte și să le dea relației lor o șansă. Hai să mergem la o întâlnire, a zâmbit fata. Boris a zâmbit și el de bucurie că o tânără frumoasă și inteligentă i-a acordat atenție. Au început să petreacă și mai mult timp împreună, iar curând Vera a decis să se deschidă părinților ei. Cu toate acestea, contrar așteptărilor, mama și tatăl ei nu au manifestat entuziasm. Mama ei, o femeie practică și experimentată, și-a exprimat îngrijorările. Vera, ești încă prea tânără pentru o relație. Mai ales cu un bărbat cu cinci ani mai mare decât tine. Ai toată viața înainte, concentrează-te mai întâi pe studii, iar când te vei pune pe picioare, fă ce vrei. Inima fetei s-a întunecat, nu putea crede că părinții ei nu susțineau alegerea ei. S-a supărat și a spus, mama, înțeleg îngrijorările tale, dar Boris îmi este foarte drac. Cred că vom reuși. El este un om bun tatăl ei, un om tăcut, a adăugat, Vera, vrem doar ce este mai bun pentru tine, ne facem griji doar că el te va târ în jos și apoi vei regreta alegerea ta. În ciuda obiecțiilor lor, sentimentul Verei pentru Boris a devenit și mai puternic. Legătura lor se întărea, iar curând Boris i-a făcut o propunere. Vera a acceptat cu bucurie, era copăleșită de sentimente și de dorința de a fi mereu alături de alesul ei. Cu toate acestea, fericirea fetei era umbrită de îngrijorări atunci când se gândea la reacția părinților. Cu mult curaj, Vera le-a mărturisit familiei. Mama, tata, Boris mi-a făcut o propunere și am acceptat. Mama a strigat: "Vera, ai terminat doar liceul. Nu poți crede că căsătoria acum este o idee bună." Tatăl ei a adăugat: "Vera, te-am susținut mereu, dar asta e prea mult." Te grăbești. Dar, mamă, eu îl iubesc pe Boris, el deja lucrează și ne poate întreține pe amândoi. Vom depăși toate dificultățile împreună, de ce nu puteți accepta pur și simplu alegerea mea? Tatăl și-a încrucișat brațele și a privit-o sever pe fica sa. Ascultă, Vera, știi că te iubim foarte mult și nu dorim să te despărțim de persoana iubită, dar căsătoria în vârsta ta este un pas prea necugetat. Tu însă și ai visat mereu să obții o profesie, să devii un bun specialist. Ce s-a schimbat? Nimic, tata. A țipat fata din suflet. Și alesul tău îți va da cinci ani pentru a obține o profesie. A întrebat brusc mama. Da? Femeia a privit-o atent pe Vera, apoi a răspuns: Vera, ești încă foarte tânără, așteaptă măcar un an. Bine, Trăiește cu el, dar nu te căsători. Trebuie să vă obișnuiți să vă cunoașteți mai bine, iar apoi faceți ce doriți. Apoi a urmat o perioadă de tăcere. Fiecare parte se considera îndreptățită și nimeni nu voia să se ceară scuze. Prin urmare, părinții și Vera au tăcut. La ora 15, când mama și tatăl erau la serviciu, Vera a adunat în liniște lucrurile și a plecat din casă. I-a lăsat o notă că a împlinit 18 ani și că se poate descurca singură. Vera tremura în autobuzul supraaglomerat, înghițind lacrimi. Își iubea foarte mult părinții și nu voia să plece pur și simplu, dar nu i-au lăsat de ales. Vera se pregătea să petreacă restul vieții cu Boris. Și o făcea chiar și în ciuda părinților ei. Peste o jumătate de oră, fata stătea în fața apartamentului lui Boris pe care părinții l-au cumpărat. A sunat, apoi s-a ciocnit față în față cu un tânăr surprins. Vera, ce s-a întâmplat? De ce plângi? Am plecat de acasă, a șoptit fata și a aruncat brațele în jurul iubitului ei. Părinții sunt împotriva căsătoriei noastre, dar eu te iubesc. Boris a tras-o cu grijă pe fată în apartament și a închis ușile. Nu mai plânge, Totul va fi bine și eu te iubesc foarte mult, totul se va rezolva. Seara a fost liniștită și tristă. Vera a încercat să sune părinții ei pentru a-și explica situația, dar ei nu au ridicat receptorul. Apoi, de la tatăl ei a venit un mesaj: din acest moment, Vera se poate baza doar pe ea însă și. Deoarece opinia părinților pentru ea nu este importantă. Fata s-a culcat cu inima grea. Dar i-a fost mai ușor de la faptul că lângă ea era Boris. Iar a doua zi a început pregătirea activă pentru nuntă. Vera și Boris au decis să o sărbătorească modest, doar cu rudele apropiate ale băiatului și cu prietenii Verei. La trei luni, Vera și-a schimbat numele de familie în Gordeva. Se uita mulțumită la noul ei pașaport. Vera deja visa la cum să-și construiască o familie puternică cu Boria cum să aibă copii și totul să fie minunat. În următorii șapte ani, Vera și Boris au întâmpinat numeroase încercării și necazuri. După nuntă, Vera a intrat la universitate, sperând să obțină o educație superioară și să dovedească că părinții ei se înșală în privința lui Boris. Era hotărâtă și muncitoare, reușind să combine treburile casnice cu studiile. Boris o susținea și o încuraja mereu în aspirațiile ei. Cu toate acestea, la doi ani după căsătorie, Boris a început să aibă probleme la locul de muncă. Compania la care lucra trecea printr-o perioadă dificilă și el era pe cale de a intra în faliment. Presiunea era enormă, în plus, au fost nevoiți să iau un credit pentru a rămâne la suprafață. Vera a fost nevoită să ia o decizie dificilă. A renunțat la universitate pentru a găsi un loc de muncă și a ajutat Boris să facă față datoriilor în creștere. Vera s-a angajat ca chelneriță la un restaurant local. Munca era grea și orele erau lungi, dar fata era hotărâtă să le amelioreze situația financiară. Conversațiile lor, odată pline de dragoste și vise despre viitor, se reduceau acum la facturi și datorii. După un an, Situația la locul de muncă a lui Boris s-a îmbunătățit, el a reușit să stabilizeze poziția companiei și a început încet să scape de datorii. Lucrurile au mers bine pentru ei. Cu toate acestea, Vera nu s-a întors niciodată la studii. Iar în timpul liber ajuta orfelinate. Ea îi plăcea să petreacă timp în compania celor care acceptau sincer grija ei. În ciuda dificultăților cu care s-au confruntat, Dragostea lor unul pentru celălalt nu a scăzut. Vera și Boris au găsit fericirea în lucruri mărunte, o glumă comună, o cină liniștită, o plimbare prin parc. Au sărbătorit victoriile lor mici, rambursarea unei părți din credit, primirea unei mici creșteri de salariu a lui Boris și chiar acele zile în care pur și simplu au reușit să nu se destrame. Într-o seară, după cină, Boris s-a uitat la Vera. Vera nu regreti niciodată că ai renunțat la facultate și ai lucrat toți acești ani. Vera s-a uitat la el, cu un aer bâlând. Boria, nu te voi minți. Sunt zile când regret că nu pot continua studiile. Dar apoi mă uit la noi, la ceea ce am construit împreună. Nu este perfect, dar este viața noastră și nu o regret. Boris s-a întins peste masă și a luat-o de mână. Îmi pare rău, Vera, pentru tot. Aș vrea ca totul să fi fost diferit. Vera i-a strâns mâna în răspuns. Am trecut prin toate împreună și vom face față la tot ce va veni mai departe, sunt complet sigură de asta. Anii au trecut, Vera și Boris au învățat împreună să depășească ascensiunile și coborășurile vieții. Calea lor nu a fost un basm, așa cum își imaginase Vera. Dar a fost o călătorie plină de dragoste adevărată, vise comune și perseverență. În cele din urmă, asta era tot ce avea importanță pentru ea. Devenind gospodină, Vera s-a confruntat cu o serie de probleme. Decizia de a renunța la facultate i-a fost dificilă. De la studii și planificarea carierei, a trecut la gospodărie și la ajutorarea orfelinatelor. A fost o schimbare semnificativă în viața ei și a trebuit timp să se adapteze. Una dintre principalele probleme erau monotonia și singurătatea care o urmăreau adesea pe fată. Vera era dor de munca intelectuală pe care o oferea studiul și de comunicarea cu colegii ei. Acum, zilele ei erau pline de gătit, curățenie, cumpărături de alimente și alte treburi casnice. Și nici nu mai ieșea atât de des împreună. Vera se simțea din ce în ce mai inutilă. Se uita la știri, răsfoia rețelele de socializare. Ea stătea pur și simplu acasă, gătea și făcea curățenie pentru soțul ei. Vera nu se dezvolta deloc. Un alt motiv constant de îngrijorare era lipsa de securitate financiară. În ciuda faptului că situația lui Boris la locul de muncă s-a îmbunătățit, ei încă încercau să-și achite datoriile fiecare bănuț conta, iar asta o stresa foarte mult pe Vera. Adesea trebuia să găsească modalități creative de a gestiona bugetul lor limitat, ceea ce o epuiza emoțional. În cele din urmă, Vera chiar se lupta cu pierderea obiectivelor și a ambițiilor personale. Avea întotdeauna visul de a obține o educație universitară și de a-și construi o carieră. Acum, viața ei era concentrată în jurul rolului de gospodină, și uneori trebuia să depună mult efort doar pentru a se da jos din pat și a începe o nouă zi. În ciuda acestor dificultăți, Vera găsea mângâiere în dragoste și în viața pe care o construia împreună. De exemplu, în prepararea mâncării preferate a lui Boris sau în a face ca locuința lor să semene cu un cămin. Asta îi dădea un sentiment de importanță, ajutându-o să depășească momentele dificile. Următorii patru ani au trecut pentru Vera și Boris ca un fulger. Viața a intrat în tipar, iar Vera a continuat să se ocupe de treburile casnice. A devenit o gospodină foarte bună, a gestionat eficient casa și a avut întotdeauna grijă ca Boris să vină acasă într-o atmosferă caldă și confortabilă. Dar în viața lor lipsea un lucru, topotul unor tălpnici. Vera și Boris au visat întotdeauna să-și umple casa cu râsul și bucuria copiilor. Dar, în ciuda tuturor eforturilor lor, nu au reușit să conceapă un copil. Au încercat totul, de la schimbarea stilului de viață la diferite metode de tratament al infertilității. Au călătorit chiar și în străinătate pentru a primi asistență medicală în cele mai bune clinici. Dar toate încercările lor au fost sadarnice au petrecut nenumărate nopți fără somn. Tăcerea dintre ei era plină de cuvinte nespuse și tensiune. Vera a observat că Boris se îndepărta. Ochii lui, odată îndrăgostiți, acum priveau undeva departe, iar erau zile când aproape că nu vorbea cu soția sa. Într-o seară, Vera a decis să vorbească cu Boris pe șleau. L-a găsit stând în sufragerie și uitându-se nepăsător la televizor. Boris, a început ea, vocea ei era abia mai tare decât un murmur. Trebuie să vorbim. În ochii lui se reflecta greutatea durerilor comune. Ce e, Vera? a întrebat el, deși știa deja răspunsul. Vreau să vorbim despre situația noastră, a spus Vera, făcând tot posibilul să-și păstreze vocea calmă. Am observat că te-ai îndepărtat, a continuat ea. Nu mai vorbim, Boris, pur și simplu că existăm. Boris s-a oftat, trecând o mână prin păr. Nu știu ce să spun, Vera, a spus el. Nu putem continua așa, Boris. Este nesănătos. Trebuie să ne împăcăm cu gândul că, poate, nu vom putea avea un copil, a spus Vera. Boris a tăcut o clipă. Știu, Vera, a spus el. Dar este greu. Eu am visat întotdeauna să fiu tată, iar tu ai visat să fii mamă. Vocea verei s-a rupt, iar lacrimile i-au curs pe obraj. Dar încă ne avem unul pe celălalt, Boris, a spus ea. Mai putem trăi o viață plină împreună. După această conversație, fetei se părea că în familia lor totul s-a îmbunătățit. Iubitul ei a început să fie mai des acasă și chiar să zâmbiască. Dar calmul a durat puțin. După a șasea aniversare anunții, în comportamentul lui Boris au avut loc schimbări care nu dădeau veri pace. A început să se întârzie mai des la serviciu, întorcându-se adesea acasă obosit și cu o privire absentă. În locul soțului plin de viață și binevoitor pe care îl cunoștea odată, a venit treptat o persoană care se enerva și se supără constant. Într-o seară, Vera a gătit mâncarea preferată a lui Boris soția, sperând ca o masă plăcută să îi îmbunătățească starea de spirit, l-a întrebat, Bori, cum a fost la serviciu? El a aruncat o privire la ea și a răspuns tăios, ca întotdeauna, Vera. Dar te întorci târziu acasă, a adăugat ea, privind cu îngrijorare la soțul ei. Te deranjează ceva? Boris s-a enervat. Nu pot să mă odihnesc nici acasă, ca să nu-mi lipsești perplexă de răspunsul său aspru, Vera a tăcut. Restul cinei a trecut în tăcere stânjenitoare, tensiunea plutea în aer. Călătorile de afaceri frecvente ale lui Boris nu făceau decât să crească anxietatea verei. Ea rămânea singură câteva zile, sau chiar săptămâni, și singura ei companie erau gândurile triste. Ea tângea după omul în care se îndrăgostise, cel care o făcea să se simtă prețuită și iubită. Acum se simțea ca o străină în propria casă, urmărindu-și propriul soț. Încercând să-și ocupe timpul și să se distragă de singurătate, Vera a început să învețe limbi străine. Ea găsea alinare în învățământul structurat. Acest proces îi amintea de ani de facultate. Ea a avut întotdeauna talent pentru limbi, iar aceasta i-a oferit oportunitatea de a-și îmbunătăți cunoștințele. Cu toate acestea, chiar și această nouă concentrare nu putea să o distragă complet de ruptura tot mai mare dintre ea și Boris. Conversațiile lor deveneau din ce în ce mai scurte, râsul lor comun, din ce în ce mai rar. Căldura care umplea casa lor a fost treptat înlocuită cu o tăcere rece și neplăcută. Într-o seară, după ce Boris s-a întors dintr-o călătorie de afaceri, Vera nu a mai putut să-și rețină dezamăgirea. Boris, trebuie să vorbim, a spus ea. Vocea ei tremura ușor. Ce e, Vera? A întrebat el, cu o expresie de iritare pe față. Nu pot să mai trăiesc așa, a spus ea. Nu ești niciodată acasă, iar când ești, ești mereu de o dispoziție proastă. Nu mai știu cine ești. Boris a oftat, frecându-și fruntea. Vera, sunt obosit nu vreau să mă cert. Dar trebuie să vorbim, Boris, a insistat ea. Nu putem continua să evităm problema. Îmi este dor de tine, îmi este dor de noi. Disputa lor s-a întins până noaptea târziu, iar amândoi și-au vărsat frustrările și temerile. Dar la sfârșit, nu s-a rezolvat nimic. Boris s-a retras în carapacea lui, lăsând-o pe Vera să se simtă mai singură ca niciodată de la acea zi fatidică, tensiunea a domnit în relația dintre Vera și Boris, iar casa lor, odată liniștită, s-a transformat într-un câmp de luptă pentru disputele lor zilnice. Săptămânile treceau, iar tensiunea dintre Vera și Boris creștea. Orice fleac, de la alegerea cinei până la modul în care erau aranjate prosoapele, se transforma într-o ceartă aprinsă. Caldura care îi învăluia odată, relația a cedat locul unei tăceri înghețate, întreruptă doar de ecoul disputelor lor. El a tras adânc aer în piept, strângându-și curajul pentru a aborda prăpastia care creștea între ei. Greutatea cuvintelor nespuse plutea în aer, când el s-a apropiat de Vera. Vera, a început el, în vocea sa se auzea o combinație de oboseală și hotărâre. Nu putem continua așa. Viața noastră este plină de certuri constante, și nu pot să nu observ cât de mult ne încordează asta. Vera și-a ridicat ochii de la carte, iar în privirea ei se reflecta o combinație de dezamăgire și resemnare. Boria, nu mai pot așa. Pare că trăim în lumii diferite. Îmi este dor de căldură, de râs, îmi este dor de noi. Boris a dat din cap, recunoscând gravitatea situației știu, Vera, și mie îmi lipsește asta. Odată eram o echipă, împreună am depășit orice, iar acum suntem ca și cum am fi pe părțile opuse ale unei prăpasti invizibile. Vera a oftat, iar umerii ei s-au lăsat. Boris a făcut o pauză, alegând cu atenție cuvintele. Cred că am permis problemelor mărunte să se transforme în ceva mult mai mare. Am încetat să comunicăm și asta ne sfâșie. Așadar, ce facem acum? Boris i-a luat mâinile în ale sale. Trebuie să vorbim pe șleau, să punem totul pe masă. A venit timpul să ne refacem cărțile. Pentru o vreme, soții au tăcut. Apoi, Boris a decis să-și asume riscul. Vera, a început el, nu pot să scap de senzația că lipsește ceva. Ai devenit atât de previzibilă, atât de obișnuită. Îmi lipsește entuziasmul, aventurile. Îmi este dor de femeia care odată în lumina viața. Vera, simțindu-se acuzată în cuvintele sale, a făcut un pas înapoi. În ochii ei au izbucnit furia și indignarea. Entuziasm, aventuri, durere. Am încercat să păstrez casa noastră. Nu pot să mă acuz de tot, iar tu ce? Boris și-a ridicat sprâncenele pe buze se juca o zâmbire amară. Iar eu? Și eu visez de mult la o familie, Vera, vreau mai mulți copii, dar se pare că nu pot să-mi dai asta. La ochii verei i s-a umezit, iar vocea i-a tremurat de emoție. Nu crezi că și eu asta vreau? Tu m-am piedici să învăț, să-mi fac o carieră, să devin cine mi-am dorit. Boris a zâmbit doar urât. Oh, te rog, nu te preface că doar eu sunt de vină pentru toate. Ai devenit atât de plictisitoare, Vera, atât de gri. Am nevoie de mai mult de la viață, iar dacă tu nu poți să-mi dai asta, atunci poate că trebuie să caut în altă parte. Fața Verei s-a încrețit de neîncredere și furie. Căut în altă parte. Tu m-ai ținut în frâu, iar acum mă acuz de defect. Cearta a degenerat într-un schimb aprins de acuzații și reproșuri. Fiecare cuvânt părea un pumnal care pătrundea tot mai adânc în rănile legăturii lor odată apropiate. Camera s-a umplut cu ecoul vocilor lor, o sinfonie a durerii și dezamăgirii. Într-un moment de disperare, vocea lui Boris s-a înmuiat și recunoașterea a plutit în aer. Vera, am fost infidel. Nu știam cum să mă descurc cu propria mea nemulțumire și am făcut o greșeală. Vera a încremenit pe loc, lumea ei se prăbușea în fața ochilor ei, când în camera a răsunat distrugătoarea recunoașterea lui Boris. Greutatea cuvintelor sale îi apăsa pe piept, ea nu mai putea respira. Incapabilă să înțeleagă amploarea trădării. Nu-și lua ochii de la Boris, căutând în ochii lui măcar un semn că ar fi fost o glumă crudă sau un coșmar pervers dar expresia lui triumfătoare și tăcerea grea dintre ei au confirmat amara adevăr. Inima Verei s-a frânt în milioane de bucăți când realitatea faptei soțului ei s-a prăbușit asupra ei. Boris, parcă lipsit de remușcări, a continuat să povestească despre amploarea trădării sale. Vera, în ultimii doi ani m-am întâlnit cu o colegă de la serviciu. Recent, la noi a apărut o fică. Nu mai pot să rămân cu tine am acum responsabilități. Nu mai am nevoie de un om ca tine, inutil și gri. Vera a simțit cum camera se învârte. Mintea ei încerca să digere cascada de dezvăluiri. Durerea din piept era fizică, de parcă i s-ar fi smuls inima. I-ar fi plăcut să țipe, să se repete la Boris pentru cruzimea și daunele ireparabile pe care le-a provocat. În schimb, Vera a continuat să asculte cu un neîncredere tăcută, absorbind realitatea aspră a vieții duble a soțului ei. Cuvintele lui Boris au rămas în aer. În timp ce el vorbea, tăcerea verei a devenit scutul ei, o protecție fragilă împotriva furtunii emoționale care se deslănțuia în ea. Amorțial a luat cu asalto, oferindu-i o pauză temporară de la durerea copăleșitoare care amenința să o înghită fără urmă. În acel moment, camera părea mai goală ca niciodată ca și cum dragostea, care odinioară înflorise în zidurile ei, s-ar fi evaporat, lăsând în urmă doar resturile amare ale trădării. Calea înainte părea blocată de ruinele relației lor distruse și Vera trebuia să găsească cumva o cale să iasă din dărâmături. În următoarele două săptămâni, timpul pentru Vera, prinsă în tulburărilor emoționale, părea simultan să se tărască și să zboare. Ecourile trădării lui Boris nu au dispărut nicăieri, aruncând o umbră asupra vieții pe care o cunoștea odată. Procesul de divorț s-a desfășurat cu o rapiditate înfricoșătoare. Un martor clar al legăturilor influente ale lui Boris. Fără să fie apucat să înțeleagă pe deplin sfârșitul căsătoriei sale, Vera a semnat actele care rupeau legăturile care îi țineau odată împreună. Desfacerea juridică a uniunii lor i-a lăsat Verei un sentiment de col, ca și cum i s-ar fi luat cu forța o parte din personalitatea ei. Boris, care părea indiferent și puternic, nu a pierdut timp pentru a finaliza tranzacția de vânzare a casei lor. Locul care odată păstrase ecourile râsului și viselor lor comune, acum fusese dat altor oameni. Cu o detașare rece, el i-a înmânat o copie a contractului. A fost un simbol palpabil al faptului că ea era aruncată la gunoi ca o chestiune inutilă. Rămânând singură, fără casă și cu resurse financiare epuizate, Vera s-a confruntat cu o realitate înfricoșătoare. La aproape 30 de ani, trebuia să înceapă viața de la capăt. Reîntoarcerea în casa părintească era imposibilă. Rănile divorțului rupt erau încă prea proaspete, iar Vera nu voia ca părinții să vadă că a pierdut. Decidând să-și recapete controlul asupra vieții, Vera a început drumul dificil al căutării unui loc de muncă. A studiat anunțurile de angajare, a mers la interviuri și a întâlnit refuzuri după refuzuri. Piața muncii era nemiloasă, dar Vera nu s-a dat bătută. După mai multe încercări persistente, Vera a găsit un loc de muncă ca profesor particular. Cărămizile inimii ei rupte încă mai rămăseseră în adâncurile conștiinței ei dar cu fiecare zi, ea mergea mai departe, depășind labirintul încercărilor cu o tărie nemai întâlnită. Lucrul ca profesor particular a devenit pentru Vera nu doar un refugiu al stabilității, ci și un colac de salvare prin care își canaliza energia și uita de greutățile vieții. Zi de zi, ea se cufunda în lumea educației, găsind mângâiere în relația cu elevii săi. Desigur, Vera a întâmpinat dificultăți, dar le-a depășit, devenind mai inteligentă, mai experimentată și mai puternică. În mijlocul agitației și zgomotului, Vera a descoperit o profundă satisfacție de a se putea descurca pe cont propriu. Stabilitatea financiară pe care a obținut-o era nu doar un semn al realizărilor sale profesionale, ci și o declarație de independență, o proclamare a faptului că o fată poate prospera în ciuda greutăților. Cu toate acestea, în ciuda succeselor obținute, Inima Verei rămânea bălândă, iar gândurile ei se îndreptau adesea către cei care aveau nevoie de dragoste și căldură mai mult decât ea însăși. Căutând să întindă o mână de ajutor, ea și-a dedicat timpul liber voluntariatului la un orfelinat local. Râsul copiilor răsuna prin coridoare, devenind un balsam pentru rănile ei neînchise. Comunicarea cu copiii îi dădea Verei un sentiment profund de satisfacție că putea oferi dragostea și îngrijirea de care aceștia aveau nevoie. Clipele petrecute împreună, poveștile și simpla prezența verei au devenit un balsam pentru sufletul ei și pentru inimile copiilor pe care îi atingea. Într-o zi, ajutând o grupă de copii la învățătură, Vera a intrat într-o conversație profundă cu o fetiță pe nume Xenia. Ochii fetiței străluceau de curiozitate, în timp ce o asculta cu atenție pe Vera. Știi, Xenia a început Vera. Viața este uneori dificilă, dar este, de asemenea, plină de momente minunate care așteaptă să fie descoperite. Nu-ți permite să te definească greutățile, ci devin o mai bună și mai puternică, fără a uita să ajuți pe cei care au nevoie de asta. Xenia s-a uitat la Vera cu o combinație de admirație și recunoștință. Ești uimitoare, Vera. Vreau să devin cândva la fel de puternică ca tine. Vera a zâmbit, inima ei încălzindu-se la cuvintele fetiței. Puterea vine din interior, Xenia, i-a spus ea. Crede în tine și vei găsi în tine puterea de a depăși orice. Luni au trecut și Vera a continuat să ajute la orfelinat. A devenit nu doar un voluntar, ci și un sprijin pentru cei care aveau nevoie cel mai mult durerea trecutului ei a început să se transforme într-o sursă de compasiune, îndemnând-o să aibă un impact pozitiv asupra vieții altor oameni. Iar când stabilitatea financiară a fost asigurată, iar inima ei s-a vindecat puțin, Vera a fost pregătită să deschidă un nou capitol al vieții ei. Rănile trecutului ei nu mai erau rând deschise. Mai degrabă, ele erau un testament al forței și rezistenței sale. Iubirea pe care o oferea și o primea la orfelinată îi ajutase să-și găsească calea în această viață dificilă. La un an după furtuna care a marcat sfârșitul căsătoriei sale cu Boris, Vera se afla la pragul unei noi etape. Acea etapă care va schimba traiectoria vieții ei, așa cum nu și-ar fi putut imagina vreodată. Pe măsură ce Vera trecea prin procesul de vindecare, inima ei tângea după ceva mai mult, ceva care să depășească limitele. Tocmai în timpul uneia dintre sesiunile de voluntariat la orfelinat, ea a descoperit o legătură pe care pur și simplu nu o putea ignora. Tolia, un băiețel de trei ani cu ochi limpezi, i-a cucerit inima verei din momentul în care privirile lor s-au întâlnit. Râsul său răsuna prin coridoarele orfelinatului. Și această melodie se armoniza cu acea vid pe care Vera îl purta încă în ea. Avea un farmec inexplicabil care o atragea atât de mult pe fată. Zilele au devenit săptămâni, iar Vera a petrecut tot mai mult timp cu Tolea. Între ei s-a stabilit o înțelegere tacită care nu se încadra în cadrul rolurilor lor la orfelinat. Ea a devenit confidenta lui, partenera de joacă și, într-o mare măsură, mama surogat. Vidurile din viețile lor păreau să se netezească, ei vindecând sufletele celuilalt. Pe măsură ce legătura lor se adâncea, creștea și hotărârea Verei. Fata nu putea uita ochii limpezi ai băiatului, râsul și sunetele sale vesele. A înțeles că vrea să-l adopte pe acest copil incredibil. Tolia, la rândul său, răspundea la afecțiunea Verei cu o încredere care spunea multe. Ziua în care Vera a luat decizia de a deveni oficial mama lui Tolia a fost un pas important în călătoria lor labirintul birocratic care a însoțit procesul de adopție a fost o provocare serioasă. Dar Vera a făcut față cu aceeași tărie care a ajutat-o să treacă prin toate dificultățile din trecut. Hartiile, interviurile, așteptările. Toate acestea au meritat pentru scopul final. Peste trei luni a venit momentul în care Tolia a devenit oficial fiul Verei. Sala de judecată, de obicei rece și indiferentă, s-au umplut cu căldura râsului lor comun. Lacrimile ei s-au revărsat verei în ochi când judecătorul a pronunțat decretul final, legând alianțele înflorite pe fundalul ruinelor trecutului lor. Petrecerea care a urmat a fost nu doar o formalitate juridică, ci o mărturie a puterii iubirii care a învins creutățile. Tolia, acum deja parte oficială din viața verei, s-a simțit în sfârșit în siguranță. Când au ieșit mână-în mână din clădirea tribunalului, pentru Vera și Tolia a început o nouă etapă în viață. Pentru Vera, drumul care a dus-o la Tolia nu a fost doar o eliberare de durerea trecutului, ea s-a transformat parcă, scăpând de vechea piele. În maternitate, Vera a găsit mângâiere, putere și dragoste care nu cunoștea limite. Vera, o femeie care a trecut prin suferințe de inimă, și Tolia un copil energic de trei ani cu ochi care reflectau inocența și încrederea, stăteau în fața ușii unei camere noi. Uite, Tolia, asta e camera ta, a spus Vera, arătând spre pereții vii, decorați cu imagini jucăușe de animale și stele. Ochii lui Tolia s-au lărgit de curiozitate și entuziasm în timp ce își examina noul mediu. Amia? A întrebat Tolia cu surprindere în glas. Da, Toata ta, a răspuns Vera, aplecându-se pentru a fi la același nivel cu băiatul. Poți să o umpli cu jucăriile tale și să o faci cât de confortabilă vrei. Și dacă am nevoie de ceva, mami va fi lângă mine. Fața lui Tolia s-a întins într-o zâmbitoare strălucitoare, iar mâinile mici s-au întins spre Vera pentru a o îmbrățișa strâns. În acele îmbrățișări, Zidurile triste ale trecutului lor se prăbușiseră și se construise un nou fundament, bazat pe dragoste și înțelegere. În săptămânile următoare, viața lor obișnuită s-a transformat într-un dans de descoperiri și adaptare. Dimineața, ei rădeau la micul dejun, în timp ce tolea i povestea verei despre visele și aspirațiile sale. Erau priviri simple, dar profunde, ale unui copil care a găsit alinare în brațele mamei sale. Vera, la rândul ei, găsea bucurie în momentele cotidiene care se desfășurau în spațiul lor comun. Citirea poveștilor de seară, jocurile sau pur și simplu o masă comună și liniștită. Comunicarea lor devenea o bucurie pentru amândoi. Într-o seară, în timp ce stăteau pe podeaua din sufragerie înconjurați de cuburi de construcție, Tolia s-a uitat la Vera cu ochii mari deschiși. Mami, dar de ce m -ai adus aici? Inima verei a tresărit în timp ce ea se gândea cu atenție la răspunsul ei. Ei bine, Tolia, uneori oamenii vin în viața noastră atunci când au nevoie cel mai mult de ei. Și eu aveam nevoie de tine la fel de mult cum și tu aveai nevoie de mine. Noi suntem o familie și asta nu se va schimba niciodată. Tolia a clătinat din cap în gând, parcă absorbind greutatea acestor cuvinte. Familie, a repetat el. Cu bucurie în ochi. Călătoria lor nu a fost lipsită de dificultăți, momente de acomodare și oboseală generală. Dar tocmai în acele momente se manifestă adevărata putere a legăturilor. În tăcerea dintre poveștile de seară și ritualurile matinale, Vera și Tolia au creat o legătură care depășea legăturile de sânge. Pe măsură ce se schimbau anul timpurile, se schimba și programul lor. Tolia creștea atât fizic, cât și emoțional. Râsul să umplea din ce în ce mai mult apartamentul cu confort și căldură. Vera, de asemenea, a găsit vindecare în dragostea necondiționată pe care o investea în creșterea acestei tinere suflete. Într-o seară, în timp ce stăteau pe balcon și priveau luminile orașului care scânteiau în depărtare, Tolia a tras-o pe Vera de mână. – Mami, ești fericită? Privirea verei s-a înmuiat când s-a uitat la micul chip întors spre ea. Da, Tolia, sunt foarte fericită și totul datorită ție. În acel moment, ecourile trecutului lor au trecut în plan secund, înlocuite de armonia prezentului lor comun. Vera și-a tot mai rar de Boris, deoarece acum în viața ei apăruse un alt bărbat, de care trebuia să aibă grijă. Zilele au trecut în săptămâni, săptămânile în luni. Vera și Tolia pluteau pe cursul vieții. Tolia, acum deja un energic preșcolar, cu bucurie a început să exploreze lumea nouă, înarmat cu rucsacul său, nerăbdător să întâlnească noi prieteni și educatori. Vera, ca o mamă devotată, a combinat munca de meditator cu dificultățile legate de bolile frecvente ale lui Tolia. Fie că era o simplă răceală sau o neplăcută gripă intestinală, Tolia s-a dovedit a avea o uimitoare capacitate de a contracta orice virus care trecea pe lângă el. Dar Vera a suportat cu sunt toate greutățile, adaptându-și programul pentru a fi mereu alături de fiul ei. Într-o zi, când stăteau în cabinetul medicului pentru a cincea oară în acel lună, Vera nu a putut să nu-și exprime dezamăgirea. Nu înțeleg de ce în clinici este mereu un haos. Personalul este nepoliticos cozile sunt nesfârșite. Este ca o luptă pentru a ajunge la un medic. Tolia a dat din cap, adăugând, da, mami, ar trebui să fie mai drăguți cu noi. E plictisitor să aștepți. Dispoziția lor comună de iritare față de caracterul impersonal al sistemului de sănătate a devenit o temă de conversație constantă. În timp ce Vera își împărțea timpul între muncă, creșterea copilului și vizitele la policlinică, ea găsea Alina în încuvințarea plină de compasiune și în periodic al lui Tolea. Cu toate acestea, printre greutăți, ei găseau momente de bucurie pentru a sărbători. Prima lor noapte de anul nou împreună a fost o mărturie a faptului că au reușit să depășească toate obstacolele din calea lor. Hotărâtă să facă sărbătoarea de neuitat, Vera a decis să aducă o notă de magie în casa lor. A angajat animatori pentru a transforma sufrageria într-o țară a minunilor de iarnă. Ochii lui Tolia s-au lărgit când i-a văzut pe oaspeți. Băiatul nu s-a mai dezlipit de moș Crăciun timp de două ore. Au cântat cântece, au dansat în jurul bradului, iar la sfârșit, Tolia a primit un cadou. A fost cel mai frumos an nou! A exclamat Tolia, fața lui strălucind de fericire. Vera! bucurându-se de căldura momentului, a răspuns, ei bine, tu meriti tot ce e mai bun, steluța mea mică. Când ceasul a bătut miezul nopții, ei stăteau pe balcon și priveau cum cerul deasupra orașului exploda într-un caleidoscop de artificii. Aerul rece de iarnă dădea un sentiment de reînnoire, iar Vera nu putea să nu se gândească la drumul care i-a adus la acel moment. Tolia i s-a agățat de mână, Privirea lui fiind fixată pe exploziile de culori care luminau cerul nopții. Mami, anul viitor va fi și mai bun, nu-i așa? Vera i-a zâmbit. Inima ei era plină de recunoștință pentru micile, dar importante momente care defineau viața lor împreună. Da, Tolia, și mai bun. Și așa, când a venit anul nou, Vera și Tolia priveau cu optimism spre viitor tristețile trecutului au trecut pe planul 2. Legătura lor indestructibilă, creată în mica lor garsonieră, le-a înlocuit trecutul. În râsul lor comun, visele comune și dificultățile comune au găsit un refugiu. Un refugiu în care ecourile trecutului lor au cedat locul armoniei prezentului lor comun. Timpul a continuat să-și urmeze cursul nemilos, dar Vera și Tolea au întâmpinat cu stoicism toate încercările. Vera a investit în relația cu Tolia toată grija ei, toată dragostea și căldura, observând cum băiatul înflorește, transformându-se într-un copil curios și activ. Vizitele lor comune la orfelinat au devenit o tradiție care le-a umplut viața de sens și bucurie. Împreună, au întins o mână de ajutor celor care aveau cel mai mult nevoie de ea. Împreună cu ceilalți copii, au râs, s-au bucurat și au însăflat speranță. Într-o zi, când stăteau împreună în mașină pe drum spre casă, Tolia a pus o întrebare neașteptată. Mami, de ce nu am un tată? Vera, ținându-se mai strâns de volan, a zâmbit bâlând, abia ascunzând emoțiile complexe. Ei bine, dragă, în unele familii există doar mamă și asta e normal. Ne ajungem și noi unul pe celălalt, nu-i așa? Acordul nevinovat al lui Tolea cu cuvintele ei i-a adus un sentiment de ușurare. Dar sub masca nepăsătoare, Vera se lupta cu fantomele trecutului. Rănile provocate de trădarea lui Boris nu se vindecaseră încă. Vera înțelegea că este puțin probabil să poată avea încredere într-un bărbat în viitorul apropiat. Cu trecerea anilor, întrebările lui Tolea despre tatăl său absent au devenit mai frecvente. Vera neputând să se forțeze să se adâncească în dureroasa adevăr a trecutului ei, prefera să evite răspunsul cu ușurință. Tatăl? Oh, el probabil salvează lumea sau ceva de genul ăsta, glumea ea, scăpându-se de întrebare cu o zâmbitoare jucăușă. În momentele în care în apartament răsuna râsul lui Tolia și plutea aroma mâncării de casă, Vera găsea mângâiere în fiul ei. Cu toate acestea, Gândul de a-și permite altui bărbat în lumea ei părea incredibil. Nu putea uita trădarea lui Boris. Într-o seară, când stăteau pe balcon și admirau apusul, care colora cerul în nuanțe portocalii, Tolia s-a adresat Verei cu o expresie gânditoare pe față. Mami, crezi că o să am vreodată un tată? Vera, îndreptându-și privirea spre orizont, a oftat adânc și a răspuns. Tolia. Ai ce e mai important, o mamă care te iubește mai mult decât orice pe lume. Nu-i așa că asta e tot ce ne trebuie? Tolia a dat din cap, parcă mulțumit de răspunsul ei. Și au stat împreună, îmbrățișați în tăcerea serii care se lăsa. În acel moment, Vera a înțeles că rolul ei de mamă nu este o simplă dorință, ci o alegere conștientă, o obligație de a-i oferi lui Tolia un mediu stabil și iubitor. Anii au trecut și Vera s-a dedicat cu tot sufletul creșterii lui Tolia, ajutându-le să se dezvolte și creând pentru el o copilărie plină de căldură și înțelegere. Durerea trecutului ei s-a transformat într-o sursă de putere. Un memento că fiul ei nu trebuie să treacă prin aceleași încercări. Timpul a trecut, iar Vera și Tolia se apropiau de o nouă etapă în viața lor, primul an de școală. Vera l-a privit pe băiatul care stătea în fața ei. Era îmbrăcat în uniforma școlară nouă, cu ghiozdanul pe umeri, iar ochii lui Tolia străluceau de nerăbdare. Era un moment pe care îl aștepta și îl speria în același timp. O durere dulce provocată de gândul că micul ei băiat creștea încetat. În dimineața de 1 septembrie, Vera stătea la poarta școlii, cu lacrimi în ochi. Mami, vei fi așteptându-mă după școală? A întrebat el strângând-o puternic de mână. Desigur, Tolia, voi fi aici și voi aștepta să aflu cum a decurs prima ta zi, a răspuns Vera, cu o voce în care răsuna o încredere de neclintit. Când a sunat clopoțelul școlii, anunțând începerea orei, Vera nu a putut să-și stăpânească lacrimile care i-a în ochi. Micuțul ei băiat, care odată era atât de dependent de ea, făcea primii pași spre o viață independentă. După terminarea zilei de școală, Tolia s-a repezit la Vera. Ochii lui străluceau, nu se putea abține să nu vorbească despre noi săi prieteni și despre aventurile palpitante pe care le-a trăit. Inima Verei s-a strâns de mândrie, ea își ștergea lacrimile și asculta cu atenție poveștile animate care umpleau mașina lor. Pentru a sărbători această zi importantă, Vera a decis să-l ducă pe Tolia la cafeneaua lor preferată, Aroma cafelei proaspăt preparate și sunetul tacâmurilor creau un fundal confortabil. Când s-au așezat într-un colț îndepărtat, atmosfera era plină de căldură și emoție. Vera s-a întors spre Tolia cu un zâmbet în care era cuprinsă o iubire universală. Tolia, ce vrei să fii când vei crește? A întrebat ea cu sinceritate. Tolia, cu un strălucire visătoare în ochi, a răspuns fără săinte. Vreau să fiu cosmonaut, vreau să explorez spațiul și să vizitez alte planete. Inima Verei se rupea de plăcere și mândrie pentru aspirațiile luminoase ale fiului ei. Cosmonaut! Da, aceasta este o dorință incredibilă, Tolia. Cred că vei putea atinge tot ceea ce îți propui. Tolia a fost încântat de sprijinul mamei sale. Imaginația lui plutea deja printre stele vreau să zbor în spațiu și, când mă voi întoarce, îți voi povesti despre asta, mami. Vera a chicotit, uimită de visele nelimitate care umpleau inima tânăra lui Tolea. Voi fi aici, așteptându-ți cu nerăbdare poveștile tale, micul meu cosmonaut. Când au ieșit din cafenea, soarele apunea, luminându-le drumul cu o lumină caldă. Orașul zgomotos din jurul lor părea să se fi retras în fundal, în timp ce mama și fiul mergeau împreună. În liniștea serii, Vera a realizat că și acesta este un moment care trebuie prețuit. Au petrecut timp împreună, au fost fericiți doar ei doi. Băiatul ei reușise să se deschidă complet și să uite că mama și tatăl l-au abandonat odată. Acum, Tolia învățase din nou să viseze și să privească cu speranță spre viitor. Vera și Tolia au pășit în căldură casei lor, Lăsând în urmă ecourile unei zile de sărbătoare. Odată cu începutul anului școlar, în viața Verei și a lui Tolia s-a deschis o nouă pagină. Serile liniștite, pline de râs și povești împărtășite, erau acum însoțite de foșnetul manualelor și de suspinurile dezamăgirii. Tolia se confrunta pentru prima dată cu dificultăți. Masa de luat masa, care altădată era un refugiu pentru desene, a și creații fantastice, se transformase într-un câmp de luptă al manualelor, caieților și a unui creion care căzut accidental în luptă. Sprâncenele încruntate ale lui Tolia dezvăluiau dificultatea problemelor de matematică. Mami, nu înțeleg nimic, oftă Tolia, fără să-și ia ochii de la ecuațiile înfricoșătoare, care păreau să se afle în mod ironic pe pagină. Vera, ca întotdeauna răbdătoare, se aplecă și examină problema. Bine, hai să o analizăm împreună. Nu este nimic în neregulă dacă nu totul ți se pare imediat clar. Principalul lucru este să continui să încerci. În timp ce se adânceau în subtilitățile sarcinii, sprijinul verei devenise pentru Tolia o bază sigură. Femeia și-a afirmat imediat poziția. Mami! Și dacă primesc o notă de doi la acest obiect? Întrebă Tolia, cu o urmă de îngrijorare în voce. Vera ridică ochii de la manual, privirea ei era bâlândă, dar hotărâtă. Tolia, notele sunt doar o reflectare a ceea ce știi la un moment dat. Ele nu definesc inteligența sau valoarea ta. Dacă vei primi o notă de doi, vom afla ce a fost greșit și vom lucra împreună la asta principalul lucru este că te străduiești din răsputeri. Această filosofie a devenit mantră pentru ei, o înțelegere comună a faptului că învățarea este o călătorie. În spatele zidurilor casei lor nu se auzeau țipete sau reproșuri din cauza notelor proaste. Vera încerca mereu să-și înțeleagă și să-și asculte fiul. Și Tolia continua cu bucurie să învețe, fără teama de a fi pedepsit. Și așa, pe măsură ce trecea anul școlar, dificultățile deveneau oportunități de creștere. Iar temele se transformau în momente de unire. Vera și Tolea împreună se descurcau cu încurcăturile științelor, adâncind doar legătura lor ca mamă și copil. Când au fost afișate notele finale, Tolea a primit cinci, patru și o singură notă de trei. Dar băiatul, care odată se temea de note, a dat din umeri și a zâmbit. Mami, am primit o notă de trei, dar nu-i nimic grav. Vom lucra la asta data viitoare. Vera l-a îmbrățișat cu căldură în brațe, mândria clocotind în ea. Desigur, Tolia, principalul este că te străduiești și vom continua să învățăm împreună. Vera nu l-a certat niciodată pentru notele proaste, l-a susținut și a fost mereu de partea fiului său iar uneori îi permitea să rămână acasă dacă Tolia pur și simplu nu voia să meargă la școală. Dar ani au transformat pe Tolia din copil într-un tânăr care stătea pe pragul vieții adulte. Vera se mira de trecerea rapidă a timpului, cu mândrie și nostalgie, privind cum Tolia își punea căciula și mantaua, simbolul absolvirii școlii. După ceremonie, Vera, cu ochii care îi străluceau de bucurie și lacrimi, i s-a adresat lui Tolia. Ai făcut-o, dragul meu. Școala a rămas în urmă, iar viața te așteaptă. Tolia, cu o combinație de emoții de entuziasm și nesiguranță în ochi, a dat din cap. Da, mamă, este nebunie cât de repede zboară timpul. Odată cu terminarea școlii, a apărut întrebarea despre viitor. Vera, care se gândea mereu la fiul ei, a abordat subiectul universității. Tolia, ai gândit la ce vei face mai departe Universitatea este o oportunitate excelentă de a-ți aprofunda interesele și de a-ți găsi drumul Cu toate acestea, tolia avea alte planuri Mamă, cred că voi merge pe un alt drum Vreau să merg la nord, să lucrez câțiva ani și să câștig bani Universitatea poate aștepta Vera, îngrijorată, și-a încruntat sprâncenele în nord este un loc aspru. Tolia, de ce nu te-ai înscrie la universitate mai întâi și apoi să iei în considerare opțiunile de muncă? Tolia a dat din cap, iar în ochii să i-a apărut o strălucire hotărâtă. Vreau să fac asta, mamă. Este o șansă să mă descurc pe picioare, să câștig bani și să înțeleg ce vreau cu adevărat să studiez. În plus, ai făcut atât de mult pentru mine, vreau să te ajut. Vera a oftat, luptându-se cu emoții contradictorii în interiorul ei. Dorința de a vedea cum fiul ei primește o educație universitară se lupta cu înțelegerea că Tolia, care se afla pe pragul independenței, avea nevoie de libertatea de a alege. În cele din urmă, ea a dat din cap și pe chipul ei a apărut o ușoară zâmbet. Bine, doar dacă asta vrei, nu te voi împiedica, dar promite-mi că te vei avea grijă acolo. Tolia a îmbrățișat-o strâns pe mamă. Promit, mamă, și mă voi întoarce cu povești interesante. În săptămâna următoare, Tolia se pregătea pentru călătoria sa în nord. Vera, în ciuda îndoielilor sale, îl susținea din toată inima. Ea a studiat posibilitățile de angajare, i-a împărtășit sfaturi despre cum să supraviețuiască în climatul aspru și i-a pregătit lucrurile de bază. În ajunul plecării, ei stăteau pe balcon și luminile orașului de dedesubt scânteiau castelele. Vera îl privea pe Tolia și inima ei era plină de o combinație de mândrie și îngrijorare maternă. Știi, Tolia. Aceasta este doar o etapă din viața ta. Când te vei întoarce, vom putea discuta despre planurile tale, despre universității sau orice altceva vrei să faci. Tolia a zâmbit și în ochii lui s-a reflectat recunoștință. Mulțumesc, mamă! Apreciez că mi-ai dat șansa să mă descurc singur. Vei fi mândră de mine? Și iată ca a doua zi dimineață, Tolia a plecat în aventura sa în nord. Vera, stând pe prag, se uita cum taxiul își lua fiul. În gâtul ei s-a format un nod. Drumul era lung și dificil, dar ea credea că determinarea și rezistența fiului ei îl vor ajuta să ajungă la capăt când taxiul a dispărut din vedere, Vera și-a șters o lacrimă și și-a șoptit. Du-te după visul tău, Tolia, voi fi acolo când te vei întoarce. După plecarea lui Tolia în nord, Vera a rămas din nou singură. Apartamentul care odată era plin de viață a devenit un regat tăcut. Dar de data aceasta, singurătatea avea o altă semnificație. Vera înțelegea perfect că fiul ei nu o abandonase ci pur și simplu explora lumea dincolo de locul lor obișnuit de refugiu. Primele câteva săptămâni au trecut în tristețe și așteptare. Vera s-a scufundat cu capul în muncă, păstrând rutina care definea viața lor. Dar cu o nouă conștientizare a golului creat de absența lui Tolea. Ea stătea pe balcon, se uita la luminile orașului și își imagina aventurile pe care le trăia fiul ei în nord. Fiecare apel de la Tolia devenea un moment prețios. Sunetul familiar al telefonului răsuna prin apartament și fața Verei se lumină când răspundea. Bună, mamă, sunt eu, a răsunat vocea lui Tolia în receptor. Doar de la asta, toate grijile din sufletul Verei s-au risipit. Bună, soarele meu, cum te descurci? Vocea Verei transmitea căldura care depășea distanța dintre ei. Tolia ai povestea despre noua sa viață, despre dificultățile muncii, despre prietenia din echipă și despre peisajele uluitoare ale Nordului. Vera asculta cu atenție și inima ei se rupea de mândrie pentru rezistența și adaptabilitatea fiului ei. Mamă, nu-ți vine să crezi ce prieteni am găsit aici. Sunt ca niște frați pentru mine, iar munca este grea, dar învăț atât de multe, Abia aștept să-ți povestesc despre toate când mă voi întoarce acasă, spunea entuziasmat Tolia la telefon. Vera, pe de altă parte, asculta cu atenție fiecare cuvânt. Și eu sunt atât de mândru de tine, Tolia, inima mea se bucură când aud cum te-ai descurcat atât de bine, dar amintește-ți că poți oricând să te întorci acasă, dacă vrei. Tolia a chicotit și acest sunet, a redus distanța dintre ei. Știu, mamă. Dar îmi place foarte mult aici și nu te îngrijora. Mă voi întoarce curând, îmi este dor de tine. Săptămânile s-au transformat în luni. Și apelurile lui Tolia au devenit pentru Vera un colac de salvare, o sursă de bucurie în absența fizică a fiului ei. Ea își umplea zilele cu muncă, cu vizite periodice la prieteni și cu o rutină liniștitoare în așteptarea veștilor de la Tolia. Într-o zi, când Vera stătea la fereastră și savura cafeaua de dimineață, liniștea a fost întreruptă de un sunet familiar. Știi ce, mamă, m-au promovat la șef de echipă. Ei cred că mă descurc excelent la muncă. La ochii Verei au apărut lacrimi de bucurie. Tolia, sunt atât de mândru de tine, te felicit, munca ta grea dă roade. Vocea lui Tolia plină de emoție, a continuat să povestească despre principalele etape ale căii sale. Despre dificultățile depășite, despre relațiile de prietenie care s-au legat și despre creșterea personală. Vera asculta cu inima plină de dragoste și cu un recunoaștere tacită a faptului că fiul ei intrase elegant în viața adultă. Pe măsură ce se apropia ziua întoarcerii lui Tolia, Vera a început să numere minutele. Așteptarea creștea și apartamentul, care odată părea gol, acum zumzăia de energia iminentului reîntâlnire. Cu toate acestea, viața oferă răsturnări neașteptate. Și într-o zi frumoasă, apelurile s-au oprit brusc. Așteptarea fericită a verei s-a transformat într-o îngrijorare crescândă, care în curând s-a transformat într-o anxietate chinuitoare pe măsură ce tăcerea se prelungea când sunetul familiar al tăieturilor de telefon, care răsunau prin apartament, acum doar amintea de absența sa. Neputând suporta incertitudinea, Vera a luat singură telefonul și a sunat de mai multe ori la numărul lui Tolea. Dar fiecare apel a fost limitat la un răspuns automat dezamăgitor. Golul lăsat de apelurile neluate a început să o mănânce pe Vera și o tremurură rece de frică i-a pătruns în inimă. Îngrijorată și tot mai disperată, Vera a decis să se adreseze firmei unde lucra Tolia. Asigurările inițiale de la celălalt capăt al firului au devenit treptat răspunsuri evazive. Companiei părea să-i fie indiferentă la întrebările ei, aruncând la o parte temerile Verei cu fraze vagi despre faptul că Tolia era ocupat sau indisponibil. Dezamăgirea a crescut în disperare și Vera, împinsă de instinctul matern, a apelat la poliție. Ea a povestit despre întreruperea bruscă a comunicării, despre lipsa de reacție din partea companiei și despre creșterea fricii că i s-ar fi putut întâmpla ceva fiului ei. Cu toate acestea, chiar și în zidurile organelor de drept, rugămințile ei au rămas fără răspuns. Săptămânile s-au transformat în luni, iar Vera s-a trezit în mușcătura unei dureri viclene. Necunoscutul, Tăcerea insistentă și indiferența din partea companiei și a autorităților au devenit o povară grea care i-a păsat sufletul. Vreau doar să știu dacă e bine, implora Vera polițiștii, ochii ei fiind plini de suferință și dezamăgire. Nu putea pur și simplu să taie legătura, ceva nu e în regulă. Ofițerii și-au schimbat privirile, dar se pare că nu au fost impresionați de nenorocirea ei. Doamnă, oamenii au dreptul la viața privată. Dacă fiul dumneavoastră nu vrea să comunice cu dumneavoastră, nu putem face prea multe, a observat unul dintre ei, fără a oferi nicio consolare femeii cuprinse de neliniște. Vera ținea în mâini tremurătoare pliante despre o persoană dispărută, pe care le împărțea cu sârguință prin oraș. Pe fiecare afiș era înfățișată fața zâmbitoare a lui Tolia, care contrasta puternic cu durerea care acum se manifesta pe fața ei. Zilele se succedeau nopților, pline de chinuri nesfârșite. Viața Verei s-a transformat într-un ciclu monoton de melancolie și disperare. Ea s-a adresat tuturor celor care ar fi putut ajuta, prietenilor, cunoscuților și chiar rudelor îndepărtate. Dar rugămințile ei păreau să se întoarcă ca un eco în abisul indiferenței. În apartamentul care fusese odată plin de viață, acum domnea tăcerea. Reflectând confruntarea interioară a verei. Fiecare bătaie în ușă îi însăfla speranță, dar străinii care livrau corespondența sau ofereau servicii îi provocau dezamăgire. Lumea dincolo de fereastră își continua drumul neîndupălecat, părând să nu observe mama care se aflase într-un labirint de durere și melancolie. Tristețea, care cândva fusese un șoptit ușor, acum clocotea în interiorul verei. Era deja o furtună de emoții care amenința să o înghită. Frica de necunoscut, tăcerea și aparenta indiferența celor care ar fi putut ajuta nu-i dădeau femeii pace. În căutarea răspunsurilor, Vera se afla pe marginea unei prăpăstii, fără să știe dacă fiul ei era în viață sau pierdut pentru umbrele care îl înghițiseră. Povestea, care începuse cu o reîntâlnire fericită și cu promisiunea unui viitor comun, nu a avut continuitate. Tot ce a rămas Verei au fost lacrimile și îndoielile. Un an întreg, Vera a trăit în incertitudine, în melancolie și tristețe. În fiecare zi, Vera se agăța de speranță că ușa se va deschide și va apărea silueta familiară a lui Tolia. Dar vechea ei era întâmpinată doar de gol. Căutările neîncetate de răspunsuri, tăcerea și lipsa oricăror vești despre fiul ei o epuizau pe Vera. Odată cu schimbarea nu timpurilor, se schimba și comportamentul ei. Femeia, care înainte emana căldură și tărie, acum se mișca prin viață cu un bagaj care părea de nesuportat. Prietenii și vecinii au observat această transformare. Ridurile de pe fața verei, oboseala din ochi, liniștea care a înlocuit râsul frecvent. În se auzeau suspine îngrijorate, cunoscuții își exprimau compasiunea dar nimeni nu putea înțelege adâncimea durerii verei. Zilele se succedau nopților, paginile calendarului erau răsfoite cu indiferență nemiloasă. Pe măsură ce se schimbau anotimpurile, sănătatea verei se deteriora. Neputința o strângea din ce în ce mai tare, iar aceasta se manifesta prin oboseală și scăderea poftei de mâncare. Ea slăbea, energia ei se epuiza, iar scânteia care odinioară îi ilumina ochii sclipe acum ca un cărbune care se stinge. Zilele ei, care fusese odată pline de speranță pentru întoarcerea lui Toli, se transformaseră într-o existență monotonă, marcată de așteptare și tristețe. Întrebările fără răspuns, nopțile nedormite și ecourile trecutului, cu care nu reușea să se împace, deveniseră firele care țeseau în jurul ei un goblen al durerii într-o dimineață înghețată de decembrie, la începutul lunii, Vera s-a trezit din cauza unui tuse puternic, care îi tăia respirația. Fiecare suflare era ca o luptă cu o forță invizibilă, care încerca să distrugă în ea resturile de forță vitală. I-a trecut prin minte o idee, o vizită la clinică era inevitabilă. S-a înfășurat într-un palton gros, iar frigul aerului de iarnă i-a pătruns în corpul fragil. Mersul la clinică, care fusese odată o sarcină obișnuită, acum îi se părea un chin. Când a ieșit afară, respirația ei a devenit vizibilă în aerul rece. Pașii verei erau lenți și calculați. Fiecare dintre ei purta în sine povara așteptării de un an și a incertitudinii, care o învăluia ca un giulgiu. Orașul, împodobit cu lumini de sărbătoare, părea să se miște într-un ritm diferit. Ca un contrast cu lumea verei, înghețată în povestea nerezolvată cu dispariția lui Toli. Ea se mișca prin mulțimi, o figură singuratică, plutind pe cursul timpului. Iar mintea ei era absorbită de întrebările constante care o urmăreau în fiecare clipă de veche. Iarna în oraș luase o întorsătură aspră, lăsând oamenii într-o capcană de gheață. Străzile se transformaseră în poteci viclene, trotuarele în câmpuri miniere alunecoase, iar fostul peisaj urban zgomotos într-un deșert îmbrăcat în palton de gheață și zăpadă. Printre curajoșii care depășeau această zonă înghețată, se număra și Vera, cu fiecare pas nesigur și lent. Înfășurată în mai multe straturi de haine, Vera a ieșit în fric. Respirația ei forma nori în aerul înghețat. Fiecare pas era ca un dans precaut, iar teama de a cădea era un companion constant. Orașul, acoperit de un strat de alb imaculat, emana o frumusețe liniștită, care ascundea pericolele tăinuite sub suprafața înghețată. Când Vera mergea pe trotuar, pantofii ei trosneau pe stratul subțire de zăpadă, iar vântul aspru urla prin labirintul urban, adăugând un sunet sinistru la călătoria ei singuratică. Vântul s-a întărit, făcând săpezile să danseze, colorând aerul cu o frumusețe trecătoare. Vera, concentrată pe drumul care avea să-l parcurgă, și-a strâns mai tare picioarele, pășind cu grijă pe trotuarul acoperit cu gheață. Frigul pătrunzător pătrundea prin stratul de haine, amintindu-i de venirea iminentă a iernii. Când Vera s-a apropiat de stația de autobuz, pașii ei obosiți au devenit mai hotărâți. Pământul, transformat într-un mozaic de gheață și noroi, reprezenta o amenințare crescută pentru stabilitatea ei. Într-un moment care părea simultan brusc și inevitabil, piciorul ei a alunecat pe o porțiune invizibilă de gheață și ea s-a răsturnat într-un bulgăre de zăpadă. Lumea din jur a întunecat pentru o clipă. Frigul pătrundea prin haine, iar gustul zăpezii s-a așezat pe buze. Stația de autobuz, un fort pustiu pe fundalul peisajului înghețat, nu oferea niciun adăpost. Orașul se mișca în jurul ei, indiferent de nenorocirea ei. Încercând să se ridice în picioare, Vera a încercat să se ridice singură, dar suprafața de gheață o împiedica, iar ea aluneca pe ea într-un dans inutil, încercând să reziste elementelor. Tocmai în acest moment dificil, un glas plăcut și încurajator s-a auzit prin vântul aspru. Aveți nevoie de ajutor. Glasul îi aparținea unei femei care se apropiase. Vera, care încă își mai recupera respirația după cădere, a acceptat mâna fără să se uite. Ridicându-se din bulgărea de zăpadă, ea și-a întors în sfârșit privirea spre salvatoarea ei. Ceea ce a văzut a surprins-o. Femeia era îmbrăcată în haine rupte, aruncând peste ea mai multe straturi pentru a se proteja de frigul de iarnă. Pe fața ei se trăgeau trăsături obositoare. Se părea că era o persoană care a avut de-a face cu dificultățile vieții, iar în ochii ei, deși obosiți, se afla o strălucire de bunătate. Mulțumesc, a spus Vera. Vocea ei era plină de recunoștință. A observat că mâinile ajutoarei ei, întărite de fric, erau mai calde decât se aștepta. Femeia a zâmbit modest. Nu trebuie să-mi mulțumiți. E o iarnă grea pentru toată lumea și cu toții avem nevoie de ajutor din când în când. Vera a aflat că salvatoarea ei se numea Xenia, un nume care părea să poarte o istorie. În ciuda condițiilor dure în care trăia, Xenia emana o căldură care nu se supunea frigului pătrunzător. Împreună, au ajuns la policlinică. Vera se mai legăna puțin după cădere. Xenia mergea alături de Vera, iar pașii lor băteau un ritm tăcut în aerul înghețat. Orașul, învăluit în mantia rece a iernii, își continua mișcarea. În ciuda aspectului său zdrențuit, Xenia se mișca cu demnitate calmă, care a atras atenția Verei. Ești foarte bună că ajuți o astfel de necunoscută, a observat Vera, iar respirația ei a creat un nor alb în aer. Xenia a zâmbit ironic. Toți suntem străini, până când cineva nu ne întinde o mână de ajutor. În plus, nu se întâmplă în fiecare zi să vezi pe cineva căzând cu fața în zăpadă. Vera nu a putut să nu zâmbiască la umorul deschis al Xeniei. Aerul înghețat părea să fie adus un sentiment de camaraderie între ele, depășind prăpastia dintre lumile lor diferite. Xenia a intrat în policlinică împreună cu Vera. Cu toate acestea, atmosfera din interior era în contrast puternic cu acea camaraderie caldă pe care o împărtășiseră pe străzile vântoase. În aer plutea un miros steril de dezinfectanți, iar zumzetul lămpilor fluescent învăluia împrejurimile într-o grire și neputință. Când au ajuns la sală de recepție, Vera i-a explicat situația administratorului indiferent. Cu toate acestea, femeia de la Tejdea părea să nu fie interesată de nimic. I-a spus Verei că doctorul era la pauză de prânz și că nu puteau face nimic. Xenia, care nu era obișnuită cu un astfel de tratament disprețuitor, nu a putut să tacă. Ce fel de atitudine este asta? Nu puteți refuza pur și simplu oamenilor. Această femeie are nevoie de ajutor și este datoria dumneavoastră să-i oferiți. Tânăra, deloc jenata, și-a ridicat doar din umeri și și-a concentrat atenția pe ecranul computerului. Dar Xenia n-avea de gând să cedeze, a ridicat vocea și indignarea ei a răsunat prin coridoarele sterile ale clinicii. Vera, în același timp recunoscătoare pentru sprijin și îngrijorată de agravarea situației, a încercat să o liniștească pe Xenia. Totul este în regulă? Hai să nu facem o scenă, o voi aștepta pe doctor, dar Xenia nu se lăsa. Nu, nu este normal, este inacceptabil și cineva ar trebui să facă ceva în privința asta. În acel moment, pe lângă ei a trecut directorul clinicii. El a privit cu furie agitația și a întrebat ce se întâmplă, de ce atâta zgomot. Xenia, fără să se oprească, s-a întors către doctor. Personalul dumneavoastră refuză să o ajute pe această doamnă pentru că doctorul ia masa, așa trebuie să lucrați. Directorul clinicii a răspuns cu nerăbdare, păi, avem proceduri pe care trebuie să le respectăm, dacă medicul nu este la fața locului, pacientul trebuie să aștepte. Bine, să nu facem zgomot, doamnă, intrați în cabinet. Doctorul va veni imediat. După cuvintele sale, Vera a zâmbit cald și a plecat. Cu toate acestea, Xenia nu voia să accepte un astfel de răspuns. Decidând să-și dovedească dreptatea, ea s-a ridicat și și-a scos pălăria, dezvăluind o grămadă de păr îngrijit. Aura ei a căpătat o autoritate neașteptată. Când și-a scos pălăria, expresia feței directorului clinicii s-a schimbat de la iritat la surprins. Moment, dumneavoastră sunteți noul primar al orașului? Sunt sigură că sunteți doamna Xenia Vladimirovna. Xenia a dat din cap, tonul ei era neclintit. Și sunt șocată de starea acestei clinici, nu este tipul de servicii pe care îl merită cetățenii noștri. În mod brusc, expresia indiferentă a administratorului s-a schimbat și directorul clinicii s-a scuzat balbând. Xenia a cerut o întâlnire cu conducerea spitalului, insistând asupra soluționării problemelor sistematice la care a fost martoră. Vera, care nu a aflat niciodată cine era Xenia, a ajuns în cele din urmă în cabinetul medicului pentru examinare. Ieșind din cabinet, s-a uitat în jur în căutarea aliatului ei involuntar dar Xenia nu era nicăieri. Secretarul, acum mult mai atent, i-a spus verei, primarul s-a ocupat de toate, puteți pleca. Oarecum nedumerită, dar recunoscătoare, Vera a ieșit în aerul rece de la ora 12. Când ușile automate ale policlinicii s-au închis în spatele ei, ea a privit împrejurimile în căutarea Xeniei, dar aceasta dispăruse ca o furtună de vară. Păcat! pentru că femeia voia să o hrănească și să o ajute. Dar Vera nici nu bănuia că primarul se îmbrăcase în cerșetoare pentru a afla situația din oraș din prima mână. Ea plănuia să inspecteze diferite locuri anonim, dar, confruntată cu un dispreț flagrant față de nevoile pacientului, a fost nevoită să ia măsuri. Și acum conducerea nu se va descotorosi așa ușor. Seara de iarnă a coborât asupra orașului, Străzile erau acoperite cu un strat de zăpadă. Vera, care încă mai reflecta la turnul neobișnuit al evenimentelor din policlinică, nu putea să scape de grija care o roadea. Xenia a plecat repede, iar Vera nu putea să nu se îngrijoreze de locul unde va petrece noaptea în fric. Când Vera mergea acasă, pașii ei răsunau puternic în tăcerea serii de iarnă. Orașul, învăluit în liniștea senină, Părea să fi înghițit respirația sub greutatea gerurilor. Strălucirea felinarelor stradale arunca umbre lungi pe trotuar, iar răcoarea din aer sugera temperatura de neiertare de afară. Intră în modesta ei garsonieră, Vera și-a scuturat haina de zăpadă și s-a instalat în căldura vetrei. Gândurile despre Xenia o chinuiau pe femeie, dar nu știa nimic despre fată și nu o putea găsi. A doua zi, Răsăritul a fost senin și curat, soarele a colorat peisajul înzăpezit în nuanțe aurii. Vera, care încă mai reflecta la evenimentele zilei anterioare, a fost întreruptă de sunetul unei mașini care se apropia de casa ei. Încurcată, s-a uitat pe fereastră și a văzut o mașină elegantă, care nu se potrivea cu cartierul modest. În coridor s-a auzit un ciocănit și, deschizând ușa, Vera a văzut în pragul ușii pe Xenia dar fata s-a transformat complet. De data aceasta nu a existat nicio ambiguitate, deoarece Xenia s-a prezentat ca primarul orașului. Bună dimineața, Vera, sper că nu te-am deranjat, a salutat Xenia și în comportamentul ei se simțea încredere. Vera, uluită de vizita neașteptată, a răspuns, încurcată, nu, nici de cum, nu, vă rog, intrați. Intrând în modesta garsonieră a Verei, Xenia a explicat scopul vizitei sale. Ea a povestit despre incidentul din policlinică, sublinind necesitatea schimbărilor și reformelor în sistemul de sănătate al orașului. Vera, încă nu revenită din descoperirea adevăratei identități a Xeniei, asculta cu o amestecă de uimire și recunoștință. Înțelegeți, Vera, dumneavoastră ați jucat un rol decisiv în acest lucru. Bunătățile și dragostea dumneavoastră! manifestate toate acele ani în orfelinat, au lăsat o amprentă de neșterscut în mine. Eu pe propria mea piele m-am convins de ce influență poate avea compasiunea unei singure persoane, a mărturisit Xenia. În ochii ei se reflecta o recunoștință sinceră. Vera, amintindu-și de vizitele sale în orfelinat, a fost profund atinsă de cuvintele Xeniei. Nu mi-aș fi putut imagina niciodată că aceste momente ar putea schimba atât de multe. Xenia a zâmbit cald. Da, Vera, ele mi-au schimbat viața și acum, devenind primar, vreau să schimb viața locuitorilor acestui oraș în bine. Vera, încă încăpățânată să digere răsturnarea neașteptată a evenimentelor, s-a trezit implicată într-o conversație incredibilă cu primarul, o fetiță din orfelinatul pe care ea îl vizita. Xenia a continuat, faptele dumneavoastră bune, Devotamentul față de orfelinat și grija sinceră pentru alții m-au inspirat să acționez, și vreau să vă răsplătesc pentru această bunătate și să creez un oraș în care fiecare este tratat cu demnitate și respect. Când aceste cuvinte au plutit în aer, Vera a simțit un profund sentiment de mândrie și responsabilitate. Primarul orașului, stând în modesta ei garsonieră, vorbea despre faptul că Vera a reușit să-i schimbe viața. Xenia a adăugat: știu că asta poate părea prea complicat, dar influența dumneavoastră se întinde mai departe decât vă puteți imagina. Împreună vom putea crea un oraș în care va domni egalitatea. Au mai vorbit puțin, iar apoi Xenia a plecat la afaceri. În zilele care au urmat vizitei Xeniei, Vera a experimentat o mulțime de emoții. Descoperirea că ea a jucat un rol cheie în formarea soartei primarului orașului a uluit-o și a cucerit-o iar la câteva zile după aceea au convenit să se întâlnească la o cafenea. Cum ai decis să devii primar? Xenia a luat o înghițitură de cafea, iar privirea ei a devenit pentru o clipă absentă. E o poveste lungă, Vera. După celor felinat, am realizat că vreau să schimb ceva. Am decis să-mi concentrez eforturile pe ceva semnificativ. De aceea m-am concentrat pe studiu și am muncit din greu pentru a deveni o persoană de care să fiu mândră. Pe fața verei se citea curiozitate și bucurie. Și ce s-a întâmplat mai departe? Xenia s-a plecat pe spatele scaunului, iar pe buzele ei a apărut o zâmbire gânditoare. Soarta ne conduce pe noi, cum vrea ea, dar eu am învățat bine, am participat la proiecte sociale și am urcat treptat pe scara carierei și apoi am ajuns într-o poziție în care puteam aduce schimbări reale. Vera, care încă mai digera un astfel de răsturnări de situație, nu putea să nu-și exprime îngrijorarea. Dar cum rămâne cu ziua aceea? Ce te-a făcut să interveni și să mă ajuți? Expresia feței Xeniei s-a înmuiat. Vera, când eram în orfelinat, tu ne vizitai, aduceai căldură, bunătate și un sentiment de siguranță, am văzut cum arată un om bun și util. Vizitele tale m-au inspirat să devin mai bună și să fac ceva eu însămi. În ziua aceea, la policlinică, nu puteam să rămân deoparte și să văd cum un om ca tine este tratat nedrept. A fost cel mai mic lucru pe care îl puteam face pentru a-ți răsplăti bunătatea pe care mi-ai arătat-o. Vera, cu lacrimi în ochi, a fost atinsă de profunzimea cuvintelor xeniei. Influența pe care ea o exercitase inconștient asupra orfelinatului a trecut prin timp, determinând soarta fetei care a devenit primarul orașului. — Niciodată nu am înțeles, murmură Vera, niciodată nu m-am gândit că aceste vizite ar putea însemna atât de mult. Xenia și-a întins mâna peste masă și-a pus-o pe mâna Verei. — Tu m-ai învățat compasiune și iubire, Vera, îți datorez totul acestor lecții sediul întârâ căldura cafenelei, înconjurate de zgomotul conversațiilor și de aroma cafelei proaspăt preparate, Vera și Xenia au împărtășit un moment de reîntâlnire neașteptată, pecetluit de firele de bunătate împletite cu mulți ani în urmă, părând incredibil. Vera, cu inima plină de mândrie, a înțeles cât de profundă poate fi influența unei singure persoane asupra vieții alteia. Xenia, fetița pe care o cunoscuse cândva, crescuse într-o tânără incredibilă, capabilă să schimbe soarta unui întreg oraș. Iar acum, într-un colț liniștit al cafenelei, cei doi prieteni puțin probabili, Vera și Xenia, sărbătoreau crearea unei noi prietenii care va dura ani de zile. Vera, care încă mai absorbise mărturisirile despre călătoria Xeniei, nu putea să scape de îngrijorarea apăsătoare care stătea ca un bolovan pe inima ei când sorbeau cafea în colțul confortabil al cafenelei, Xenia a observat un brat tristeții pe fața Verei. Vera, ai devenit pentru mine un prieten atât de drag. Dacă pot să te ajut cu ceva, te rog, nu înta să mă întrebi, a propus Xenia cu o grijă sinceră în voce. Vera a o clipă, vocea ei sunând aproape șoptită. E vorba de fiul meu, Tolia. De mult nu am mai auzit de el și mă îngrijorez. A plecat să lucreze în nord, să câștige niște bani, dar pur și simplu a dispărut. Expresia feței Xeniei s-a schimbat într-una de profundă compasiune. Nu pot să-mi imaginez cât de greu ție, Vera, dar îți promit că vom face tot posibilul să-l găsim. Hai să fac câteva apeluri chiar acum. Și cu aceste cuvinte, Xenia a întins mâna spre telefon, formând numere și tragând sforile pe cât de mult poate. Vera stătea așteptând, inima ei bătând cu putere de speranță și frică, că Tolia ar putea fi deja mort. În ziua aceea, datorită acțiunilor decisive ale Xeniei, au început căutările lui Tolia în întregul oraș. În nord, ea a mobilizat resurse, s-a conectat cu oameni influenți și chiar a obținut ajutorul organelor de aplicare a legii din orașul în care Tolia se aflase ultima dată. Au trecut trei zile tensionate, Pline de nopți neliniștite și așteptare anxioasă de știri. Și într-o dimineață frumoasă, Xenia a sunat-o pe Vera. Vocea ei scânteia de bucurie. Am găsit-o pe Tolia, a anunțat Xenia, dar trebuie să știți ceva. A fost victima unei tâlhări, a primit un pumn în cap și a pierdut memoria. Nu a putut să-și găsească drumul spre voi. Emoțiile verei care se agitau ca un uragan, au fost copăleșite de această dezvăluire. Este în regulă. Unde este acum? Xenia a liniștit-o. Acum este în siguranță, a spus ea. Am avut grijă să se întoarcă acasă cu primul zbor. M-am ocupat și de tratamentul său într-una dintre cele mai bune clinici. Din recunoștința care o copăleșea, i au venit lacrimi în ochi nu pot să-ți exprim cu cuvinte recunoștința mea, Xenia, a șoptit ea. Ai făcut pentru noi mai mult decât aș fi putut să-mi imaginez. Tonul Xeniei s-a înmuiat. Ai fost alături de mine când aveam nevoie, Vera, a spus ea. Acum este rândul meu să te ajut. Prietenii se ajută reciproc și nu ești singură, amintește-ți de asta. Fidelă cuvântului său, Xenia s-a ocupat ca întoarcerea lui Tolea să fie lină. Băiatul a petrecut câteva săptămâni în clinică, iar apoi, datorită tratamentului și supravegherii medicilor, i-a început să-i revină memoria. Deja într-o lună, Tolea s-a recuperat complet. Iar Vera aproape că nu se mai despărțea de fiul ei, temându-se să nu-l piardă din nou. Xenia nu i-a părăsit ea i-a i -a găsit lui Tolia un loc de muncă pe care îl putea combina cu studiile. În zilele următoare, Tolia, cu sprijinul Xeniei, s-a integrat ușor în noul colectiv, a muncit din greu, iar seara se pregătea pentru examene. Foarte curând, Vera a observat cum fiul ei o privește pe Xenia. Nu i-a scăpat atenția că fiul ei încearcă să o curteze, iar Xenia doar se înroșea atunci când Tolia îi facea complimente în pieptul verei s-a instalat o căldură. I-a fost plăcut să conștientizeze că, poate, Tolea și Xenia deveniseră suflete pereche. Nu am piedicat relația lor. Și foarte curând au început să se întâlnească oficial. Încă un an mai târziu, cuplul s-a căsătorit. S-au mutat într-o casă mare și spațioasă. Tinerii nu au uitat-o, soții au luat-o cu ei. Au înconjurat-o cu dragoste și grijă, pe care Vera le-a dăruit-o inconștient atâtea decenii în urmă. Iar femeia se încălzea în senzația de căldură și unitate cu familia ei. Peste trei ani, Vera se plimba prin oraș, cu nepotul Valentin în brațe. El își rotea capul în toate direcțiile, observând luminile de Crăciun care clipeau în tot orașul. Dintr-o dată, femeia a fost strigată. S-a întors și-a văzut cum se grăbea spre ea Boris. Vera s-a mirat că nu a simțit nimic pentru acest bărbat, care o zdruncina să inima odată. Boris, salut! Vera, e chiar tu. Măcar nu te-am recunoscut. Bărbatul încă încerca să-și revină din respirație. O voi lua ca pe un compliment, a zâmbit ușor vera. Arăți, bine. Iar asta cine e. Privirea lui Boris a căzut asupra lui Valentin. Nepoțelul meu, i-a răspuns Vera cu o privire caldă la băiat. Nepoțel? Dar tu nu poți avea copii. Știu. Dar nimeni nu mi-a împiedicat să adopt un copil dintr-un orfelinat. Trebuie să-ți amintești că eram voluntar acolo. Oh, da. El nici măcar nu se gândise la asta. Și cu norate înțelegi. Da, trebuie să o cunoști. E primarul nostru. Vera a observat cum ochii lui Boris se rotunjesc. Probabil că nu putea crede că Vera se descurcă bine și fără el. Te-ai descurcat bine, Vera, a șoptit bărbatul. Nu mă plâng, dar a fost soarta. Femeia a zâmbit cu drac. M-am cunoscut cu Xenia în același orfelinat. Ea m-a amintit, se pare, nici nu-mi vine să cred. Și tu cum ești? A întrebat Vera, amintindu-și de bunele maniere. M-am căsătorit, apoi am divorțat. Fica mea nu vrea să comunice cu mine. Sunt singur complet. Da? Îmi pare rău, desigur. Vera, dacă tot ne-am întâlnit, poate. Femeia nu l-a lăsat să termine. Îmi pare rău dar trebuie să plec. Mă așteaptă acasă. La revedere, Boris. S-a întors și a pornit spre casă, unde o așteptau fiul și fica ei.